În acest an, părinții vor putea asista atât la bacalaureat cât și la evaluarea națională a claselor a 8-a. Asociațiile de părinți au fost invitate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să-și desemneze observatori care să monitorizeze organizarea și derularea celor două examene. Părinții vor putea asista la toate etapele examenelor, dar vor fi nevoiți să respecte o serie de reguli, respectiv să nu aibă printre candidați rude de până la gradul 4 inclusiv sau să nu intre în săl cu telefoane, ziare, calculatoare sau dicționare. Cum considerați că este această decizie? Eu cred că este una care mărește transparența organizării acestui examen și mai mult ceea ce se pune foarte mult în ecuație și în acest an este o asigurare zero împotriva fraudei. Deci vor fi niște măsuri foarte dure împotriva elevilor care vor fi prinși copiind la cele două examene și este posibil să li se interzică și anumite drepturi de a da examene în următorii 2 sau 3 ani. Părinții care vor să participe ca observatori la cele două examene trebuie să facă parte dintr-o organizație legal constituită și să depună o cerere la Comisia Județeană de Bacalaureat sau Evaluare Națională până în data de 1 iunie.